Salut și bine, am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi avem ceva foarte special, după cum vedeți, ne-am luat două motociclete foarte rapide și una din cele mai rapide mașini în joc și vrem să facem testul suprem de viteză, pentru că foarte multă lume a vrut să vadă asta. Care e cea mai rapidă? Oare o fi noua motocicletă? Oare o fi T20, regele vitezei? Oh, sau Hapciu Drag? Aia cu roata Hapciu. Bă, ce-i drept, eu mă bazez în mare parte pe T20, dar cred că și voi o să reușiți să vă duceți destul de tare. Da, hai. Eu chiar sunt curios cine câștigă. Așa, și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place seria și vreți să continuăm cu episodul în fiecare seară. Prima dată eu cred că ar trebui să facem direct apăsare pe W. Ok. Știi? Plecare după loc simplă. Plecare de pe loc simplă. Dar stai așa să mă dau mai încoace puțin că... Deci, fără să ținem motorul turat, fără frână de mână... Fără nimic, doar gen, plecare simplă de pe loc. Când ai trebuit, nu accelerezi brusc, atât de. Hai. Băi, e unul lângă noi? Da. Hai. Da, lasă-mi pe ce. Pune-te mai în față, pisica, mai ești mai... Da, la linie. La linie. Da. Așa. Hai. Bun. Hai. 3, 2, 1 și... Hai să vă văd. A? Se duce de 20. Ouleu, vine Hapciu... Mă prinde din urmă, ești nebun? Bă, ești nebun, Hapciu Drag mă depășește! Bă, ești nebun! M-a luat la viteză! Bine, n-ai mai reușit acolo, m-a luat la viteză, Hapciu Drag, ești nebun? Te-a luat la viteză, da. Te luam în continuare, cred că mai accelerat. Și cu motorul ăsta m-ați luat. Deși mie mi se pare foarte viteză umană. Plecarea după loc e problema la asta, că îi drapează la spatele la ce poștiești. Problema cu Hapciu Drag e faptul că nu prea cotește la fel de bine. Aia verde, nu verde, pardon, am eu verde, dar pisica o are roz. Asta, roz, este foarte bună la controlat. Deci te controlezi foarte bine pe stradă, când cotești, când astea. Hapciu Drag merge drept. Dacă vrei să meargă drept, merge drept. E perfectă. Hai să facem cu roțile W și S. Plecarea cu W și S, da? Da. 3, 2, 1 și... Pleacă foarte greu al lui Mihai de pe loc. Da, ia uite-l. Mamă! Ia uite-l să vă vedeți. Deci m-a luat... Fii atent. No, Hapciu Drag se duce cea mai rapid. Deci cred că e cea mai rapidă motocicletă din joc. Oh, shit. Oh. Mamă, l-am zburat, deci nu mă așteptam să pui frână. V-am zburat pe amândoi? Credeți că o să avem surprize? Eu cred că da, aveți grijă. Ne distrăm și noi pe aici și vine băiețașul ăla. Ia stai așa. Ia stai așa că mă urc în turn cu sniperul. N-a tras încă, nu? Nu știu ce are de gând, dar să uită spre noi. Ia uite-te și spre el. Are sniper, are sniper, are sniper. Are sniper în mână. Mică, dacă îl omorăm, e să nu se... Să uită pe noi, să uită pe noi, să uită pe noi, să uită pe noi. Nu, n-a tras, s-a uitat spre noi. Și dacă nu trage... S-a uitat cu luneta pe noi. Nu știu ce are de gând. Nu trage. Nu trage, e femeie, cică. Da, e femeie, dar ce o femeie nu... Știi care e faza? Știi... Lol. Scuze. Stai că-ți scrie. L-am văzut că s-a uitat cu luneta pe mine, deci direct pe mine, dar n-a tras. Da, nu, ca să vadă, până aici te uiți cu luneta, într-adevăr. Da, dar gen eu mă uitam cu luneta la ea, ea s-a uitat cu luneta la mine, deci... Era într-un fel foarte periculoasă chestia asta, pentru că eram cât pe aici să apăs pe trăgaci. Și ai zis, a, ceva te-a oprit, că e femeie și da aia. Nici nu mi-am dat seama, mi-a zis Mihai. E că mai avem un test de făcut. Hai, ia să vedem care e următorul test. Frate, bună, plec. Accelerez la maxim, ce până de mână. Ok, ține space-ul apăsat. Frână. Da. Stai. Să-mi iau vreun sniper în față direct. Cum ar fi? Hai la linia asta. Așa. Dar cred că se uită straniu la noi, dar ok. Hai. Space-ul apăsat, accelerația la maxim și iei mâna pe space. 3, 2, 1 și... A mea are un start foarte puternic. În schimb, voi mă depășiți la un moment dat. Tracțiune pe 4 și vrei, trage ca în filme. Da, uite-l, uită-l pe Mihai. Nu, n-am șanse. Dacă plec cu S și cu Blumuza, sunt a doua. N-ai o treabă, asta... frate! Eu m-am oprit! Nu te mai învârti, m-am înțeles. Bă, T20 e mișto, dar se pare că motocicletele îl cam bat. Da. Ce-i drept. Bă,
faza e că nu pot să mă țin cu asta pe tine pe străzi. Uite 20. Ia uite, ia ce zboară. Ce faci, bizică? Aproape te-am prins. Ăștia nu știu dacă-s prietenoși sau nu, dar văd că nu au tras încă noi, cel puțin ăsta. Vreau zis, lasă-vă să fac și teste săraci de ei. Ia să vedem. Ia nu vrea. Winner, 3 targets survived, what? Ok, free money, 15.500 de dolari. Mi-a dat bani, dar de ce? Era o misiune părâtă, apare. Ok. Tipul ăsta de aici sper să nu ne facă probleme, nu știu. Are el mașină blindată și nebunii. Da. Direct glonț în cap îmi iau. Vrea să facem teste cu mașina lui era? Ce să facă cu aia? Îl bat cu spatele. Hai. Stai, stai să mă pun. El a plecat înaintea noastră. E, a, și asta face teste singură. Hai, tu alergi, da? Păi asta două mașini. Hai. Cum asta pornim? Dă-i W direct, da? 3, 2, 1 și... A, nu, clar, al lui Mihai pornește foarte, foarte greu. Faci de la pași pe roata de spate și după aia... Pleacă! Și acum... Te bă pe băieții. Ia, Mihai, ridică-ți roata din față. Ridică-ți roata din spate ca să intru în tine. Vreau să te iau pe capotă cumva. Max nu mai are frână. Am furat puțin stânga. Vreau să te iau pe capotă cumva, știi, ar fi fost mișto. Bă, am o idee. Hai să mergem. Mă gândesc la... Mi s-a blocat de tot mașina aici. Nu mai pot să spun. Vreau să mergem la... baza militară, că n-am mai fost de ceva vreme. Dar uite cum a parcat-o, vezi? Lol. Gata. Perfect! S-au pus-o cu cap. E perfect acum. Poți să urci în ea, de fapt, aia e problema. Da, acum mai ales. Ia stai, să încerc și ceva. Acum mai ales pot să mă urc în ea. Ăla vine cu banana, ar putea să mă ajut. Lol. Hei! Hei! Aproape arest. Prietene cu banana, vină cu aici. E ca parcar. No, hai că o bag înapoi. Return vehicle to storage. Hai ce mișto. Și o să-mi iau... Sanctus? Ce-i Sanctusul? Sanctusul e ăla cu capul de mort? Știi ce vreau să facem cu T20-ul sau cu X80-ul? Să vii tu din față full speed, eu să vin din cealaltă parte full speed să ne ciocnim. Da, ar fi și asta o variantă. Să muriți așa, cu stil. Cred că mori. Plus că cu aia nu poți să te ridici. Bă, dar nu vrea să-mi dea și mie motorul. Păi deci. Sanctus. A, ah, uite, acum avea. A durat ceva vreme, nu știu. Uneori se băgăiește și nu vrea. Hai să mergem. Mergem. Hai la baza militară. Baza militară. Mergem aici. Aici. Păi, baza militară? Da, pe acolo e. Vezi, nu la... Nu la pușcărie. Lol. A aprit în piatră și mi-a sărit motorul în sus. Mihai, dar nu cumva pe aici e baza militară? Stai. Unde? Păi, n-am pus bine. Nu, aici e pușcăria, aici e pușcăria, acolo e baza militară. Ok. Aici unde suntem noi, aici în zona asta e pușcăria. E pușcăria, dar în partea aia trebuie să mergi. Oh, lol, n-am văzut gardul. S-a ajuns spre autostrada aia. Mă place că jucătorii sunt prietenoși pe serverul ăsta, ceea ce e ciudat. Surprinzător. De... Opa. Sper să reușesc să sar în bază militară cu nebunia asta de motor, că... Cu asta mi-a sigur ajung. Da, bine, cu aia da. Și cu asta, adică se duce de sunt ok, decent. Totuși, la motocicleta de Halloween mă așteptam să fie un pic mai bună. E medie. Nu e nici foarte specială, nici... Arată mișto. Asta e. Arată bine, sună și ok. Controlul lasă de dorit. Controlul ăsta. Dar toate mașinile de Halloween controlul lăsat de dorit, adică niciuna nu înțeleg de ce. Adică să nu fie prea bună, să o folosească lumea prea mult sau ce? Bă, dar a dispărut punctul. Da. O secundă. Așa. Și nu e bine? Ba da. Ba da, dar trebuie mai departe. E pe aici, pe la munte. Cu Sanctusul nu mă țin după voi în niciun caz. Ah, fuck. Am mâncat o bordură. Aaa. A fost gustoasă? Da, e minunată. Câți dinți mai ai în gură? Niciunul, gata, s-a dus. Bă, dar tu știi cum alunecă nebunia asta de motocicletă? Da. Hai să vezi ce urmează acum, pământ, sărituri. Ia că nu pot să o întorc. Nu! Nu! Ce-a spus, ce mă?
Sărituri ca în filme am făcut. Ce zic acolo jos? Toată lumea left. Toată lumea left. Eu sunt cu Mihai. Nu, pisica mea left a rămas Max. Da, acum am rămas, am rămas eu cu Mihai în sesiune și pisica a ieșit. Mă, 11 persoane. Tot o grămadă de persoane au ieșit de pe sesiune. Oh my god. Eu am crezut că mi-a picat mie inițial. Da, știu. Da, join înapoi pisica și... Și eu am avut impresia că ai zis left și eu eram cu Mihai, adică îl vedem pe Mihai. Join game. Eu am crezut că mi-a picat mie, din ce cauză? Pentru că am văzut dintr-o dată left și zic, da, bă, asta se întâmplă când îți pică ție. Nu, au picat foarte mult deodată. E ușor că pe aici ați opuiră de tot. Și am ajuns aproape de bază militară, numai că pisica i-a picat sesiunea și de fapt au picat vreo cam jumătate de sesiune. S-au împărțit în două. Habar n-am de ce. Păi, de ce vine poliția după mine? Nu știu, numai după eu tine vine. Eu știu doar că n-am făcut nimica. Dar după tine. Da, o să vină foarte multă poliție după noi după ce sărim în baza militară, așa că nu-i problemă. Da. Opa! Ouleu, ouleu! Mamă, dar ăștia sunt periculoși, frate, și merg pe stradă așa. Și eu risc să intru eu în ei și să ia de mine. Da, e enervantă chestia asta. What the fuck? În loc să sunt pe leste, l-am sunat pe la mar. La mar? La mar. La mar. Arr. Cum fac pirații, știi? Arr. Da, da. La mar. Bun. E, aici aveți grijă cum săriți. Și ne îndreptăm spre un hangar. Vreau să mergem la un hangar în depărtare. Cool, baby! Oh, fuck! Ai grijă cum vreau să au, nu? Mamă. Mihai, intră într-un hangar și sus pe scări. Să ne ascundem acolo, ne baricadăm. Sunt într-un hangar, dar nu prea am protecție pe scările astea. Ba da. Na-na-na-na-na-na. Am ajuns. Uite aici, pe-n capăt pe scări, te urci frumos. Acolo vrei tu. Și stăm aici și să vedem dacă vin ăștia după noi. Păi îmi iau mare ganul de mamă, nu mai știu nici măcar cum îi cheamă. Nu pot să nimerez prin geamurile astea, deci geamurile, mamă. Vezi că trebuie bine ăștia. Am văzut. Sniper. Să văd dacă vin... Ce sniper că mamă. Nu ai văzut? Aveți sniper. grijă. S-ar putea să vină tankul în curând. Da, tankul o să fie problemă. Sniper! Ba, ăștia pe unde să urce decât pe unde am intrat noi? Nu cred, nu? Nu vă duceți prea în față că vă luați snipe direct în cap. Să nu apară din spate. Aoleu. Când l-am sniperit pe ăla în cap. Care țipa așa, voi l-auziți? Da, e jos aici unul. Ia uite, ăștia, un titan aici foarte mare. Da, da. Am armură oare, ia să mă uit. Eu stau, am jumătate de viață. Stau bine. Ia stați voi în cover puțin. Inventory, body armor. Am armură mare. Am heavy. What? S-a teleportat ăla? What? Frate, ce? Deci am vrut să trag în el odată, a dispărut dintr-o locație, a apărut în alta. Am vrut să trag a doua oară, a dispărut și a apărut în altă parte. Ăștia nu sunt oameni. O să vină. Crezi că furăm, putem să furăm ăsta de ceva? N-ai cum să decolezi că sunt prea multe de alea în față. Hei băieții! Intrezi în piciorul ăla. Ia stai așa o secundă. Bă, știi că sunt foarte mulți prin spate. Sub noi? Da, exact sub noi. Cam ajunge să fură ăla, dar deja au început să tragă foarte tare în mine. Știu că pe undeva pe aici parcă puteai să ieși, să te duci pe acoperiș. Nu știu dacă poți din interior. Era pe o zonă exterior. Pe undeva, pe unde puteai. Cred că ăștia sunt în spate. Cel mai probabil în spatele nostru, cum ar veni. Nu mă ajută și faptul că sunt verde neon. Cu creșteri de nimerit. Încerc să iau ăsta, ia să vedem dacă mergem. Ia încerc. Te ridicam, o prietene. Dai bătaie, dai bătaie. Aaaa! Dacă, tu îngerul ține. Opa! E, acum sper să nu tragă în mine, știi, asta e faza. A, mi-a vreo rachetă? Ăștia de obicei știu că trag cu rachete după tine.
Ba, am reușit să le fur asta și văd că n-a tras nimeni în mine. Dar tu știi că e mai rapid decât Hydra asta? Un pic. Se controlează și mai bine în aer. A, uite ce lejer. Ce să mi-l cumpăr? Dar n-ai cum să ți-l cumperi, asta e faza. E doar de la armată. Îmi place foarte mult asta. Dar are rachete? Are rachete, are tot ce vrei. Eu mă duc în turul de control. Sau du-te, mă duc du-te. Și un avion, nu mă duc să iau și un avion. De îmi iau rachete, ia. Dar n-avei niciun tank, ce s-a întâmplat? Încerc să evit. Aaa, nu, mi-a nimerit spatele. Aaa, m-am parașutat, dar a explodat sub mine. Aoleu, cum a fost asta, doamne, zici că am fost în filmul de acțiune sau ceva. Deci mă parașutasem, știam că vine racheta, dar mi-a explodat ăla sub mine. Motorcycle request... Mai puțin și o să mor. Eu decolez acum. Dragul. Bă, ești nebun? Ce? Mă, cât de repede faci? Am murit și pisica... Ați murit amândoi, bă. Am avut un flau în mură și m-am murit genistam. Afară. Afară, da. Pe cine iau cu mine? Pe mine. Ne. Hai, vin încoace. Nu știu dacă-ți merge să te urci pe ăsta. Ba da. E, nu, hai. Perfect. Stau pe motor. Da, arată ridicol. Vreau și eu random car. Asta, vezi că noi suntem verde și roz. Și se vede așa interesant în noapte. Mhm. Salut. Salut. Aba! Ui! Oh, nu. Oh, nu. E hai, bine, pe poartă. Tu știi ce alunec asta când pornește? Da, și asta mea. Derapează rău. Ce motor? Mergem la turnul de control, Hapciu. A, și eu Hapciu la not. Intrăm în turn? Da, da. Mă, cât sunt. Grijă să-mi trag în chestia aia. No! Of, ce bine. Mama, a explodat aia lângă noi. Bă, dar ăștia nu și-au dat seama că noi am intrat aici. Trebuie să o luăm pe aici. Adică ce vezi? Ești că n-ai steluțe, era să mor. Ba da, am, dar... Lol. Găsit un avion. Oh, nu, 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 trage mine. Avion, să fie al meu. Păcate, mai repede. Da? A venit la ușă. Vreau să mor Capciu dragul aici sus, dar nu cred că merge. Da. Eu mă urc sus de tot. Te-a omorât Mihai? Stravion. Ți-a luat avion? E. No, o, n-am șansă să mor, că saci. A făcut loc. Băi, vezi că vine, e punctul roșu, punctul roșu. M-a lovit. Am murit motorul. O, doamne. Eject, eject, eject. Eject, eject, repede. Știi ce ar fi fost mișto? Să-ți furi un avion, să vii să tragi în noi. Noi stăm în turnul de control. De-aia ia-ți Hydra, du-te și ia-ți Hydra. Noi stăm aici în turnul de control, să vedem dacă ne faci ceva. Nu, nu cred. Stai să o comand, să văd unde o dă. I-aud pe ăștia sus aici. Pisică, tu ești bine? Da, sunt sus. Că-i aud vorbind, știi, asta zic. Hydra, 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 gata. Du-te, ia-ți Hydra și trage în turnul de control unde să fim noi. Mamă. Să dureze puțin când ajung acolo, la dată... Da, ai grijă, ai grijă, ai grijă. O, e un lift aici, zi, ziua challenger-ilor. Eu nu te văd, să știi. Adică te văd pe hartă, dar... Aoleu, vine, uite, uite cum trage, fii atent. Uite cum trage. Mamă, se apropie. Aoleu! Mamă! Mamă, cum a fost asta? Aaa, mi-au loc. Îți iei loc? Aaa. Hai, frate, dar ce problemă are domnul Hydra? Îl văd, zboară după tine, a venit după tine să te omoare. Ai unul în spatele meu, nu? Da, da. Bă, dar tu știi cum s-a văzut? Deci ne-a împins, zici că a venit o tornadă sau ceva. Gata, îl văd. A fost motorul. Se bate Mihai cu ăla. Doamne, dar cum a fost asta? Zici că a venit tornada pe capul nostru. A făcut bum? Da, l-am lovit toată cu aghiu. Hai că vin înapoi spre voi să mai pot să trag un pic. Da, gen, cred că m-a făcut rău tot ecranul. Dar nu ne-a omorât. De bază militară? Am deportat un pic. Să vezi dacă mai pot să mai ajung. A murit motorul. Adio, Mihai. Uiii! I-a murit motorul lui Mihai. Da, m-a nimerit ăla, da. Bun, hai să băgăm și o misiune. Hai să băgăm un deadline. Mergem pe Play Job, mergem pe Rockstar Created, Adversary și să vedem dacă găsim și noi misiunea. Foarte agresiv militar ăștia cu avioanele ale lor. Da, da, dacă reușești să ajungi în turn, te las în pace. Da, am vrut să întreb și eu. Sunt mai mult decât de obicei, că care la calculator mai lent. Posibil. Cine e în fața mea? Nu știu, că în momentan nu văd harta, nici nu pot să vezi.
E cineva în fața portocaliu? Mea. E mov în fața mea. Ia unul verde. E pisica! Wow! Nu! Eu nu mai zic nimic. No, se poate, am murit. Bam bam! Am vrut să-l omor pe Mihai și am murit. Ia uite câtă lume e aici. Uite câtă lume e. Una? Nu, nu, nu. Hai Max, hai Max! Hey. Vrem! Da, te da, vrem. Bravo! Te vrem, pe tine! Ca mă și duc, kill. Mă duc... Kamikaze. Lol. Ce faci, pisica? Vede-o. Ai implant să mori azi? Bene. Nu! Ah, nu! Lasă că mă omoare, mă omoare tu să asta mi s-a dus, mi s-a dus aiurea! Ieși, 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 ah. Ia uite pe ăștia acum! No. Cum frate se la naiba! Bine că s-a făcut asta, că dacă nu intram în una din liniile alea. Așa, Mihai. Hop. Ne-a trecut prin linie. Dar de ce faci? La cum cotesc și la cum fac, ai zice că vă iau, jur. Eu încerc să merg așa mai calm. Mamă, uite cum, unde a pus linia. Să vezi ce mor aici. Hai că e bine. Nu aia se face? Hai că e bine, mă duc să iau boost-ul. Boost-ul meu. Nu! Bă, nene! Mam! Ok. Și frânam. Frumos. Că știam că nu pot să pierzi la timp. Aoleu. Îți dorești. Atunci și pe asta ce-și dorește. Aha, frumos. N-am mai avut să ducă și l-am omorât. Și acum să mergem noi după pisica. Fac pisica aici. What? Mama, a sărit peste linia mea aici. Te-a plăcut, da? Nu, deloc. Pisica cu stil, te rog frumos, Max. Uiii! N-ai mai văzut tu așa ceva în viața ta? M-am avut toată lumea pe boost la naiba. Frână. Aoleu, ce să fie aici? Și acum trec explozii, bum. Aha. Bă! L-am luat pe ăla, dar a avut delay când l-am murit. A murit cu întârziere. Are calculator cu delay. Da, nu știu. A luat boost-ul Max. Max, uiii! Că știi că a fost asta. Zici că de știi ce mi-a adus aminte? Sunt niște videouri cu pisici care le pui un castravet lângă ele și sar. Se sperie, înțelegi? Zici, asta mi-a adus aminte acum, cum ai, felul în care ai sărit. Fuck. Ca o pisică de aia care se sperie din castravete. Ți-a plăcut, da, cum a sărit? Da, da. Iar ai convins că, domne... Că ești mort deja. Ah! E meu șer. Mihai is dominating you. Ah, și m-a spawnat și sunt slow motion. Mai la Mihai, că eram în slow motion, tot și după a început cu viteză. Mihai is dominating you? Nu se poate așa ceva. Așa ceva nu e voie. Ce ai făcut, bă, Mihai? Sau cine e Rosaliu? Atat! Pustulică! Hai că Max. Nu! Fuck! Nu puteam să mă întorc! Doamne ce... Bă, deci ta statura asta, cred că are o problemă, pentru că îmi trage de volan într-o parte. Habar n-am nicio. S-a făcut la taia până Razer. Da, aparent. Deci nu e de la controller, clar e de la ceva. Dar fost e că nu mi se întâmplă în alt joc decât în ăsta. A ieșit nebunul. Frumos. Eram în aer, nu-i normal că erai în aer. Bă, ce norocos. Ce norocos, te-am văzut când te duci acolo și ți-am stat în față când ai aterizat. Eram în aer, nu mă așteptam să... Normal că nu te așteptai. Damn. Mă, să... am ratat boost-ul. Eram așa sigur că-l iau. Ăla s-a dus peste hartă, lul. Ne, am mai făcut și de-astea. Opa. Ce-i dat boost-ul sus? Da. Aaa, nu se poate, nu. Ce-mi place când fac asta? Uite ce catere când se vede, peste linie. Îți place ție, da. Praște, că-ți place și ție. Nu. Cum să nu? Băi, amândoi a fost gen zici că am fost pe magnet, așa ce că șmecher tu, da? Ia, ia, vede. Pleacă cu boost-ul tău de aici, că l-am te-am văzut, că l-ai. Oh shit, oh nu. Fuck. Eu? Da. Am intrat în linia ta. Am plăcat în linia mea. E așa relaxant. Da. Cine mă bași? Cine ești la roz, da. Să vină să vă omoare. Acum eu mă învârt în jurul vostru.
Nu! Hai, frate, că era să te iau! Dar era, dar s-a terminat runda! Da! Am avut două... Să iar câștiga, Max, 7. Pentru bune. Dar ce se întâmplă? Recent numai eu câștigă? Păi da. Deci ești norocos. Norocos. Da. Bă, nu știu, hai să vedem. Hai să vedem. Ia. Poate sunteți voi norocoși, dar e seară oricum. Hmm. Și de unde a ta lumină pe zona? E răsăritul ăla, apusul. E apus, da, e o pată de lumină. Dar e mișto, frate, se vede luna într-o parte și soarele în cealaltă, adică cât de mișto se vede. Cine-i mă fisica? Cineva e aici. E sunt albastră. Ah. Oh. Dar nu e albastru? Ba da. Ce albastru? Ăla e mov. Ia, a sărit ăla, cum am zis. Multe kamikaze. Mov? Chiar foarte mov e ăla. Asta rozaliu? Nu-mi dau seama. Acum strălucește... Ia. Bă, Max! Da? M-a lumit ăla și m-am pus în linia ta. Știi că era transparent și s-a făcut... A devenit... Cum ai evitat-o, mă, la ultima secundă? Bă, asta de ce nu moare? Așa. Nu vrea să moare. Ăla are un fel de lag. Și moare cu întârziere. Eu? No. Lol? Aaaa. Eu nici nu te aștept. Aaaa. Reușisem aproape, ai văzut? Da. Reușisem. Mergeam așa relaxat. Hai frate, cum ai intrat și m-ai împins și n-ai venit? Păi oricum n-aveam ce să fac eu. Lol, ăla a murit. Lol, lol. Nu, Mihai, cu bustulică tău. De ce faci de asta, nebunii? Mihai, astea sunt nebunii ce faci. Mihai, nu pe nebunii. Aoleu, altceva pe partea cealaltă, what the fuck? Aaaa, nu! Aaaa, am intrat amândoi! M-am prins! Ok, ok. Wow, ăla, tipul ăla de ce se tot omoare, că nu înțeleg. De capitol. Nu cred că vrea, dar... Aha! Aaaa, mă lasă! Cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o să sari în linie, așa. Da, pe mă distram, nu. Ia, ia, ia. Asta pisica e killed. Killed. Ăla cred că are lag și nu poate să controleze motorul cum trebuie. Da, să știi. Da, și la fel mă gândesc. Dar altceva nu pot să-mi explic de ce... Nu, se poate așa ceva. Aaaa, nu! S-a dus Mihai, l-am împins așa tare. Am luat în fază, bravo, frate, fac și eu un kill și să mă duc pe hartă. Bă, dă-mi ești picioarele să-mi bag. Bine, vei tu lumea mea. Și Mihai a făcut aceeași chestie. Bă, am trecut pe lângă bus. No. Ia meu. No. Ia meu, ia meu, ia meu. Nu! E râs ăla de men, doar că ăsta. E mă lef. Oh, nu. Mai avem 2 minute? Da. De... Oh, shit. Hai să vedem... Oh, what? Committed suicide, mergeam normal, de ce? De ce am committed suicide? De yes. Ce? Avem o șansă. Na. E bubă, pisica. Văd ce încearcă, da. L-am bus, da. I-am luat banii, că fii pregătit. Faci de-astea? Am sărit peste bus. Asta-i Max? Da, ele. Max a sărit peste bus cu băricapul. Ca vreau să iau busul de spiste. Fail, fail, fail. Că-ți găsit bus și am să-i tăia. Pe mine știi ce mă bate pe harta asta? Bustul-te. Sunt cam... Mă chinui atât de tare să te iau. Oh, fuck. Hai că ai jumate. Hai să vedem dacă reușim. Hai, mi-fai. Mi-fai.
Am vrut să zic ai Mihai. Te-am zis ce am zis? Am vrut să zic hai Mihai și am zis hai Mi-fai. Doamne. Ăla nu știu, ăla verde nu știu ce face. Iară jumătate de oră. Se mai întâmplă să încerci să zici ceva și ți-ai zis altceva. Ce vrei? Ce vrei să faci? Unde vrei? Lol. Nu! Nu, nu. Era de așa ceva, m-ai dus prea sus. Ah! What? Committed suicide din nou? Cum se întâmplă asta? Câștigam azi. Dar cum se întâmplă committed suicide când eu sunt în picaj drept? Adică, nu știu. S-a oprit motor? Nu s-a oprit, că era în picaj, nu? Păi nu, asta zic, nu se oprește motorul, e straniu. Păi, iau 10.000, e mișto. Iau 16.000. Oricum, asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să mai continuăm cu episodul în fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like, apreciem foarte mult când faceți chestia asta și vă mulțumim. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!